În cuvânt minunat a citit în dimineața ziua de astăzi și parcă de la început vedem că este o poruncă a Domnului, lăudați pe Domnul. Și dacă Dumnezeu în ziua de astăzi spune ca cerul și tot ceea ce a creat pe el se laude pe Domnul, cu atât mai mult în ziua de astăzi noi avem acest har minunat să fim cu el împreună și să lăudăm nespus de mult. Am dorit ca și în dimineața zilei de astăzi Dumnezeu să ia aminte la laudele noastre. Sunt de multe ori oameni care îl laudă pe Dumnezeu, dar după ce au lăudat, au uitat și viața lor este preocupată cu altceva, cu un alt domn. Un gând ar trebui în ziua de astăzi, în viața noastră, să nu fie astfel. De luni și până luni, lauda Domnului să nu dispară de pe buze noastre. Lucrând la una dintre case, la cineva în țară și aveam niște copii acolo pe lângă mine și toată ziua când lucram, aveam un obicei, fluieram, cântam și un copil își spune că mă, Nea Petrică, dar de ce tot fluieri în continuu? De ce cânt? Zic, cânt, îl aud pe Împăratul. Eu sunt pocăit și eu o să vezi pe Dumnezeu. Dacă pe buzele mele, dacă pe gura mea este cuvântul Domnului, mintea mea este preocupată cu Dumnezeu. Iar dacă mintea noastră nu este preocupată cu Dumnezeu, atunci diavolul poate să desfășoare el câmpul său. Am dorit ca Dumnezeu să ne binecuvinteze în ziua de astăzi. Veneam într-una din zile de la muncă și prin anii 90 ceva și un cetățean din satul Leucușești, județul Timiș, îmi merge înainte și spune, Petrică, vreau să spun ceva. A venit cineva, un băiat din America și am urcat acolo sus pe munte și mi-a dat un telefon. Până atunci n-am văzut ceea ce era telefon mobil. Așa eram și noi la început și am urcat acolo pe deal și am auzit glasul copilului meu și plângea către mine și spunea, am vorbit cu copilul meu care nu l-am văzut de mult timp. Și a rămas surprins dacă acel tată, în momentul acela când a auzit glasul fiului său, nu a putut să abțină de plânse și era plină inima de bucurie. În dimineața zilei de astăzi este un mai mare. În ziua de astăzi ar dori ca Dumnezeu să facă ca noi să ne se deschide inima, să spunem, Doamne, vrem ca glasul nostru să fie ascultat de Tine. Și vrem, Doamne, ca și glasul Tău să fie ascultat de noi. Noi suntem aceia care de multe ori vrem ca Dumnezeu să ne asculte. Dar, atențiune, mai întâi de toate doresc ca Dumnezeu să facă ca noi să fim aceia care ascultăm. Dacă vom asculta de Domnul, vom avea parte de El. Dacă vom fi doar sezonieri, pierderea va fi acelora care nu vor lua aminte. Dacă vedem chiar Dumnezeu a dat ordin, chiar la tunte, la trăsnte, la vuiete, toate să slăbească pe Domnul. Și de multe ori, mulți am văzut cu acesta. Eram în București și cunosc familia. Era o soră, sora Magdalena Măcină și lucra fabrica de săpun pe Colentina și într-una din zile era o femeie care tot timpul vorbea despre Dumnezeu. Tot timpul spunea de mâinul Dumnezeu și directul fabricii a auzit de ea și a chemat-o în biroul ei. Și a zis, Magdalena, este ultima dată când te mai chem în biroul meu. Cu prima ocazie de, când te voi auzi de vorbind despre Dumnezeul tău, te voi scoate afară din întreprindere. Și în timp ce stătea de vorbă acolo în birou, afară era o vreme bulburoasă. A început cu tunte și cu trăsânte și odată când a tunat atât de tare încât s-a deschis fereastra. Și în momentul acela, dreptul a speriat, iar femeia cu inima senină face că vorbește tata. Și în momentul când a zis așa, a zis, ieși afară. Deci vedem pentru noi, vă spun sincer, când aud că tună, fulgeră, pentru mine este o satisfacție, este o plăcere. La mulți le este frică, nu știu unde se ascundă. Dar noi știm că și la cârma tuturor lucrurilor este Dumnezeu. Am dorit ca Dumnezeu să binecuvânteze mai departe întreaga biserică. Dumnezeu și în dimineața zilei de astăzi să asculte orice cauză. Noi de multe ori venim cu multe probleme, multe cauze și un lucru care îmi place de multe ori să spun și la frații mei în biserică. Fraților, până să ne rugăm pentru alții, haidem să ne rugăm întâi pentru noi. Să vedem cum este relația noastră cu Dumnezeu. Sunt eu ascultat, este viața mea în conformitate cu cuvântul Domnului. Sau de multe ori luăm până băgare de seamă și ne rugăm pentru alții și Dumnezeu nu ia aminte. Haideți în dimineața zilei de astăzi să venim cu rugăciuni de mărturisire înaintea Domnului. Vor fi rugăciune pentru cei care sunt în suferință, pentru cei care sunt bolnavi, pentru cei care au probleme. Dar dacă eu și viața mea nu este după voia Domnului, nu este ascultată, nu are niciun rost. Facă Domnul ca în ziua de astăzi să venim înaintea Domnului cu sinceritate, nu așa cum știm din cuvântul Domnului când
Îi spune Ierobam soției sale, du-te la prorocul să vezi cine va vorbi Domnul. Și cu toate că ea căuta să se dea dreapta alta și în momentul când femeia s-a apropiat de ușa prorocului, prorocul i-a auzit doar pașii și a zis, intră nevasta lui Ierobam, de ce cauți să te dai drept alta? Noi în dimineața zi de astăzi înaintea Domnului suntem și nu putem să ne dăm drept alții. Dumnezeu știe viața mea, știe viața ta, știe pașii tăi, știe pașii mei, știe gândul meu, gândul tău. Deci haidem în dimineața zi de astăzi să venim cu sinceritate să ne Doamne, te rugăm ca Tu să curățești teritoriul minții noastre. Doamne, dă-ne o inimă de cadă, o inimă caldă, ca să putem să ne iubim unii pe alții. În ziua de astăzi, parcă iubirea și dragostea a dispărut. Mi-aduc aminte de o lucrare, nu vreau să, doar în scurt. A fost o lucrare când eram doar un copil, prin anii 60 ceva, prin chiar era lucrător, frate prezbită și va ajunge timpul și momentul când frații vor trece unul pe lângă altul și nu se vor cunoaște. În ziua de astăzi am văzut de multe ori, trece fratele pe o trotuară sau trece o soră pe altă trotuară și nu se mai cunosc. Când o vede, întoarce capul, face uite pe ăla, uite pe aia. Dar este bine ca în dimineața zilei de astăzi să luăm cuvântul Domnului, nu așa cum fac șocheii cu ea oglinda. Fiecare care avem o mașină sau care are o mașină, au oglinda, de la ei nu se văd. Tot timpul văd pe cei din stânga sau din dreapta. Așa și noi de multe ori în viața noastră luăm cuvântul Domnului și spunem uite cum trăiește ăla, uite cum face, uite cum face X. Dar niciodată nu pătrunde să vadă cum este viața lui trăită cu Dumnezeu. Haidem în dimineața zilei de astăzi să pătrundem în noi. Haidem în dimineața de astăzi să venim cu sinceritate înaintea Domnului să spunem Doamne, suntem oameni, suntem greșiți, Doamne, suntem cu scăzăminte. Avem nevoie de iertare, avem nevoie, Doamne, de credință, avem nevoie, Doamne, de mântuire. Domnul să ne asculte în ziua de astăzi. Așa cum am spus, haidem să trecem într-o rugăciune de mărturisire. Amin.